Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la punctul culminant. România TV a obținut, după cum v-am promis că o vom face, filmarea de 20 de minute. Este super exclusivitatea anului în această seară la România TV. Veți vedea filmările de pe camerele polițiștilor, 20 de minute demente. Atac, bătaie, încătușare și agonie. Imagini dramatice. Cu ororile milițienești din Cotroceni. Bătaie până la moarte. Difuzăm filmările în premieră absolută. Este o lovitură de presă. Bucănelor, domnule. Veți vedea pe tânărul care geme culcat la pământ și ce-i fac polițiștii. În ce hal vorbește bomba sexy din poliția română. Polițiștii au demonstrat încă o dată cât de bine pregătiți sunt și au dat singur cu spray în nas. Filmărul luitoare. Sunt mai rău decât milițienii ceaușiști. Veți vedea și șoeta la țigară lângă tânărul care agoniza. Și salvatorii au luat și o pauză de țigară, apoi l-au pus pe targă. Tot în această seară va continua și ediția spectacol cu Dana Budeanu, care revine în studioul România TV și într-un mod absolut incendiar, cum nu mai știe, îi demască pe drogații din politic. O veți vedea pe Dana Budeanu așa cum nu l-ați mai văzut-o până acum. Vorbim și despre locuitorul lui Claus Iohannis la Palatul Cotroceni și de ce încep arestările, ce a aflat Dana Budeanu. Pe drept, ele continuă deja. Probe cheie distruse de un incendiu, e sau nu mână criminală, iar Dana Budeanu le dă rochie lui CTP și lui Tolontan. Vorbește și despre bătaia lui Simion și despre violul de la aur. Acestea fiind spuse, lăsați-mi să vă prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de noi în această seară și să trecem la treabă. Tare multă și delicată avem în această seară. O salut în premieră în studioul nostru pe doamna avocat Carmen Stoian, avocata familiei tânărului ucis în bătaie de polițiști, îndrăznesc să spun asta. Sărut mâna, doamnă, mulțumesc că sunteți împreună. Mulțumesc frumos pentru invitație. De asemenea, într-o legătură telefonică directă cu noi este și domnul Ion Giosu, tatăl tânărului care și-a mormântat astăzi copilul. Salut și pe domnul Giosu în această seară. Bună seara! Da, în studio alături de noi, doamna Ramona Ioana Brunsels, unul dintre liderii AUR. Sărut mâna, doamnă, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Domnul Alexandru Petrescu, reprezentant al Partidului Social Democrat și președintele Agenției Naționale de Resurse Minerale. Bună seara, domnule. Condoleanțe tatălui îndurerat. Și nu în ultimul rând, sociologul Vladimir Ionaș, supranumit Titanul din Onești, după cum bine știți, vă salut, domnule Ionaș. Doamnelor, domnilor, breaking news. Vă prezentăm acum, domnilor și domnilor, 20 de minute de imagini crâncene. Imagini care, subliniez, vă pot afecta emoțional. Dacă aveți copii minori pe lângă dumneavoastră, ideal ar fi să-i goniți din fața televizorului, deși așa ceva nu se face din partea unui realizator de televiziune. Nu sunt imagini de văzut pentru toată lumea, domnilor și domnilor. Sunt imagini obținute în exclusivitate de postul nostru cu ceea ce s-a întâmplat acum aproximativ 2 săptămâni, când un tânăr, cel mai probabil drogat, aflat într-o stare bizară de existență, a fost realmente căsăpit până la moarte, la propriu. Hai să vedem împreună și după aia comentăm dacă mai suntem în stare. 88. Asta. Uite, s-a descălțat, uite încălțăminte pe aici. Uite-o. Ia, ce e aici? Da, așa vede ce gusta. La dimineața. Ce faci? Aici este un tip, se plimbă de ceva timp pe aici, țipă, nu știu ce face. A trezit frățiorii mei, de fapt, mă tot. Da, s-a sunat? La 1-2? Da, eu. Da? Am zis să ne dați și nouă datele, vă rog. Datele mele? Văd că s-a... Păi și niște încălțăminte pe aici. Da. Dar îl cunoașteți? L-ați mai văzut? E pe, stă pe aici? Da. Unde e? Zis? E pe aici, a zis. E fix în partea unui post în exemplu. Doar ce avizi pe cei la zona. Nu așa. Spuneți CNP-ul, vă rog. În nume? Unde e? Ați zis? Și că e după asta aici. Ia. Ia să vedem unde. Unde, mă? Și eu am înțeles, a zis că e după asta, pe aici, ia. Pe aici, în dreapta? E în dreapta. Păi de unde zise? Că n-am auzit. Că eu știu ce zice ăsta.
fost un mic... O fi pe aici. A fugit în partea aia, s-a dus în partea aia. A fugit, alo, s-a dus în partea aia mult. Ai auzit? S-a dus în partea aia încolo. E? Nu mai aici. L-am văzut eu mult încolo. Nu mă fie la încolo. Hm? Nu șervețele umede. Ia mai multe bagă în buzunar. Marius, ai nevoie de șervețele, îți dau? Ia și tu. Unde e Marius? Era la vizor, cum poți să faci? Să-ți luăm așa. Da, mă, căzut nebunul. Unde s-a dus ăsta? Tura 205 pentru 1317. Vă rog, urgentați ambulanța aici la Mega, la Sebastian. Eu nu mai am. Am zis. Are Adida și pe culo aruncați, n-ai văzut? Bună seara! Îl cunoașteți pe domnul? Da. Aoleu. Păi ce s-a întâmplat? Unde locuiți nasă? Ce-a consumat? Ce-a consumat domnul? Ce-a consumat? Mai multe? S-a aruncat cu capul de mașină de la spate. El e dată. Da, cum? Aici aveți nevoie
nevoie de ajutor la 18. Nu, mulțumim frumos. Era dezbrăcat, făcea ca tot ce alea, s-a aruncat la pământ. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, azi a fost ziua mea și... Nu a fost elimitat. Nu a fost elimitat acolo? Da, și a rămas la mine și... Odată s-a ridicat și a început să facă ca toți dragii. S-a desfăcat și a aruncat hainele. Am găsit Adida și a aruncat hainele. A lovit colegii. A sunat cineva din zonă. S-a aruncat cu capul de mașină, cu capul de asfalt s-a dat. A lovit. Da? Ce dacă nu-i vinovat? Ziceți-mi cine pe unul, știți? Un telefon ceva, dacă avem nevoie. Mamă! Dar cum s-a întâmplat? L-ați văzut ieșind din casă? Ce s-a întâmplat? De când vă cunoașteți cu dânsul? Are probleme, ceva? Nu a făcut niciodată, așa nu mă înțeleg. Nu văd că s-a drogat. Ce s-a întâmplat cu el, efectiv? Deci am luat ora asta din... S-a ridicat din pace plecat. Ce s-a stat? Dați... Nu știu, să vă zic. Unde... Unde aveți adresa la care ați avut petrecerea? Aici, la alea Jezero, Cristian Stasi. Asta știm deja. Dați-ne blocul, număr, apartament. Căutați CNP-ul. Aveți, dacă nu dați, data nașterii. Am uitat. Giosu Ștefan. Giosu Ștefan. Ambulanța aici? O Sebastian? Nu, nu. N-aș putea să vă spun, eu am făcut solicitarea. Păi și atunci sunăm noi, mai faceți dumneavoastră o altă solicitare sau cum? Trebuie să dai, așteaptă puțin. Nu știu dacă este nevoie să sunăm și dumneavoastră, eu am făcut solicitarea. O să fac o urgentare, dar abia i-am făcut solicitarea. Bănuiesc că nu am ajuns atât de repede. Am înțeles, dar cred că mai bine ați venit dacă ați venit cu un smurt, că stai lovit.
Cred că ați fost mai bine dacă ați venit în urmă, să ai lovit și pe la cap. S-a lovit, s-a dat cu capul de pământ. Îi curge sânge. Haideți că verific să văd ce a fost, ce ambulanță a fost trimisă. Că nu solicităm morbul. Da, vă rog, cred că mai bine ar fi să solicitați morbul. Da, chiar morbul bine, să știu. Da, perfect, mulțumesc. Da, mergi și acolo, să mă mai în față. Lăsați-le tăt haine acum. Acum mai stăm să căutăm hainele pe drumuri. L-ai găsit Lexi George? Stai așa că trebuie să o verifici și pe doamna. Doamna. Nu iese. Sigur cu G? Giosu, Ștefan? Sau Giosu? Giosu. Ștefan. Eduard. Da, Eduard. Nu are nimic pe el. Pot să vin cu el acum dacă vreau. Aveți auto dumneavoastră? Nu. Mașină aveți? A, n-am mașină. Băi, lăsați-mă la un pic să vedem după aia. Giorgi? L-ai găsit? Nu. Mai încerc cu băt. Aveți cumva numărul părinților ceva? Surori, frate, pe fiici, contați pe cineva să ne zică. Așa, 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 așa. Auziți? Dar el cu ce a venit? N-are și el o geantă, ceva, portofel la el? Să le fi uitat la dumneavoastră în casă? Nu are portofel la el, că m-am uitat geantă. Și-a lăsat doar telefon. Cu ce a venit aici el? A venit cu telefonul și cu niște haine. Telefonul lui? Nu mai aproape. Dar ce, are cod? Ceva din care să avem datele dânsului. Mă duc să mă uit în geantă. Mergeți și vedeți. Mergeți. Aici, pe stație? Doamnă, da. Asta e mai bine să... Da. 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 Live. N-ai ce să facă, mă, să plictisești. Sus, la ultimul etaj, unde e becul ăla. Mai câștigă și-a un bănuț. Păi ce ai făcut? De aici o alungat și s-a dus în casă? În casă ce să-i fac?
stația medicală. Salut și pe Robert Turcescu. Bună seara, Robert. Mulțumesc că ești împreună cu noi. Câteva observații de privitor și după aceea să dau cuvântul domnului avocat. Bodycam-urile, care conform hârtirilor semnate de șeful secției 17 către procuror, ori nu existau, ori nu funcționau, existau și funcționau, după cum demonstrează imaginile astea. Același bodycam s-a stricat temporar, perfect avantajos, cât a durat încleștarea. 2 minute și ceva spre 3, după cum arată cronometrul de pe ecran. 3 la mână. Oamenii erau foarte liniștiți și foarte pașnici, în timp ce un tânăr agoniza lângă ei și horcăia necându-se cu sânge. Au avut timp de o țigară polițiștii, au avut timp de o țigară șefii de la salvare, șoferii de la salvările lui Arafat, salvatorii lui Smurd. Și nu în ultimul rând, ultima observație pe care o am, dincolo de faptul că stăteau cu picioarele pe el, că nu i-au acordat primul ajutor ca oameni înainte să vină salvatorii de la Smurd, a fost că și când l-au dus la spital, la universitar, l-au pus încătușat în pat pe burtă cu mâinile la spate. Dacă asta au fi vreo procedură de oameni întregi la cap, înseamnă că am înnebunit eu. Vă ascult, doamna avocat. Astea sunt, în primul rând să vă întreb, astea sunt imagini care se află în posesia organului de anchetă? Da. Acestea sunt imagini care sunt în posesia organului de anchetă. Deci sunt parte a dosarului aceste imagini. Bănuiesc că nu sunt singurele, nu? Nu sunt singurele. Mai sunt și alte imagini, dar au tot fost difuzate pe postele de televiziune, cu el când alerga. Da. Dar vreo imagine cu încleștarea propriu-zisă? Nu, așa ceva nu. Cu lupta inegală dintre un om foarte puternic și 5 polițiști mai puțin puternici, după cum ne-au spus. Nu, o să ajung aici. Sunt cel puțin 3 puncte nevralgice ale momentului dosarului penal, pe care apreciez eu că ar trebui să se canalizeze, peste care ar trebui să se canalizeze cu foarte mare atenție organele de anchetă. Momentul în care sosește echipajul de poliție la fața locului, coroborat cu momentul la care reușesc să intre în contact cu el, da, să-l prindă, da. Și momentul în care el apare încătușat. Dacă ne uităm cu foarte mare atenție peste filmare, constatăm că el dă semne de viață destul de bune. Mișcă din picioare, încearcă cu umerii să... Deci, iarăși este un moment în care, uitați că chiar acum îl arată, este un moment în care trebuie să înțelegem foarte clar ce s-a întâmplat, când a fost lovit, cum a fost lovit, repetarea lor obsesivă, s-a lovit, a căzut, s-a lovit. Da. Mie, s-a dat cu capul nu de sunt pământ, psiholog, dar deci... mie îmi trădează o dorință de a se spune în cameră și cu... de a rămâne pe bandă, exact. Ca să zic așa. Da. Dar la un moment dat chiar spun că, deci de 2 ore au spus că s-a lovit cu capul de pământ, odată de mașină, unul dintre ei. Deci, mi-e greu să cred că dintr-o lovitură de la înălțimea corpului ar fi putut să ducă la o leziune atât de gravă cerebrală. Există o explicație a poliției din ce au declarat până acum în anchetă, cu privire la lipsa oricărei imagini cu încleștare? Dumnezeule, e un cartier populat. Întâmplător am locuit și eu foarte mulți ani de zile într-o zonă, hai să spunem, oarecum limitrofă, da? E plin de camere de la vedere. Ei aveau camere. Păi cum dracu lipsesc tamanul alea 3 minute fatidice? Da, au explicat? Nu, și creează un plus că au zis că au luat toate camerele în noaptea aia, da, din zonă. Unde sunt imagini? Nici o cameră n-a prins. Vedeți, dumneavoastră, dacă ar fi avut camerele asupra lor, sau cel puțin unul din cei 5 ar fi avut camera și ar fi fost deschisă pe toată perioada intervenției, poate că ei la ora asta erau departe de a fi suspicionați de săvârșirea unei infracțiuni. România o dambla, dar se înarma cu device-uri de înregistrat audio-video și de stocat. Dom'le, nimeni de acolo, nici doamna de sus care filma
n-are imaginile cu încleștarea, nici o cameră de la vedere, de pe stâlpi, de la dracu, de la prăvălii, de la oriunde, nu se poate. Ceea ce ni s-a pus la dispoziție din partea organului de anchetă cu privire la camera aparținând magazinului din apropiere, filmarea se oprește la ora 3 dimineața. Deci eu nu am ce să văd, practic. Și magazinul are o explicație pentru care filmarea s-a oprit. Vă dați seama că eu nu pot personal să cer informații de la magazin. Asta se fac prin intermediul procurorului. Bineînțeles că urmează să depun o cerere mâine dimineață, că tot merg la audiere, prin care solicit să ni se dea, dacă există și o continuare a acestei filmări. Robert Turcescu, te-am văzut indignat din ce urmă emisiune. Da, sunt uluit pentru că, deci, Dincu, poți să fii ce vrei tu, milițian, polițist, de ritmul ăsta. În primul rând e vorba de un om care agonizează. Da? Tu îi pui cătușe unui ins care la un moment dat țâșnește sângele. Care gâlgâie sânge acolo, în timp ce gâlgâie sânge. Bă, stai mă puțin, am înțeles, ce puteau să-ți fac, mă? Erau, câți erau? Cinci? Cinci. Și a trecut, l-am dat și un alt șase. Băi, dacă îl pun, ce-a vrut, mă, să nu li se murdărească mașina de poliție? Bă, ai văzut că nu vine ăla în 10 minute, în 5 minute, n-a venit smurdul. Îl urcai pe bancheta din spate, mă, că moare ăsta, că au și zis la un moment dat. Păi, Robert, dar hai, mă, cu el până la primul spital, mă. Pas de păi asta spun, îl luai și în 5 minute. La 3 jumate noapte nu e nimeni pe stradă. Trăgeai 3 fumuri de țigară și erai cu el la camera de urgență de la spitalul municipal. Nu stai că a fost ocupat să fumeze poliția, o țigară să fumeze aia de la smurt. Ia eu n-am ghid pe asta cu oprit, s-a oprit camera toată povestea respectivă și intra. Deci n-am ghid, ai pe bune. Dar și s-a repornit automat. Și insistența asta ne-a spune, n-ai văzut cum făcea sărea, bă, dar te-a lovit, dar nu știu ce vorbești, bă. S-a lovit, s-a dat cu capul, a sărit, s-a autoflagelat, da? Mă, și cum s-a autoflagelat abia în momentul în care au apărut polițiștii. Și abia în momentul în care s-a stins camera. Până la momentul respectiv. Mi se pare absolut uluitor. Deci absolut uitor și revoltător în același timp. Te întreb un pic, domnul Josu, tatăl tânărului, este în continuare în direct alături de noi. Da. Mă întreb cum mai are puterea să reziste și dacă a avut puterea să vadă toate imaginile care au fost puse la dispoziție din dosar. Le-ați văzut, domnul Josu? Da. Până acum nu am văzut decât imaginile pe care le-ați arătat dumneavoastră. Le-am la îndemână, dar nu am reușit să deschid. Nu am putut să deschid acele imagini. N-ați putut din motive tehnice sau pur și simplu nu sunteți în stare din motive psihice? Nu, n-am fost în stare. Tehnice nu e nicio problemă. Nu știu, pur și simplu... Era să vă pun o întrebare tembelă. Ce v-a frapat la filmarea asta, în contextul în care este vorba totuși despre fiul dumneavoastră pe care l-ați înmormântat asta? Nu știu, e ceva ce nouă ne-a scăpat și dumneavoastră ați remarcat și e, nu știu, revoltător, e curios, e bizar, e ceva în tot, repet, ce n-am remarcat eu, doamna avocat, Robert? Da, astăzi am reușit în sfârșit să-l băgăm în pământ ca rezultat al violenței acestor imbecili. Deci nu sunt doar brute. Sunt și proști făcuți grămadă. Și total lipsiți de orice pic de... Nu există omenie. Sunt niște bipezi. Și atât. Doar niște bipezi. Până și maimuțele au mai multă empatie decât jegurile astea de milițieni. Când l-am auzit gemând pe fiul meu și pe îi durea fix în cur. Da, calitatea de moderator mă obligă, cel puțin de punct de vedere legal, să vă rog să vă controlați din bază. Dați-mi două palme că le suport. Nu-i vorba de asta, domnul. Și bage palmele alea în același loc. Le plătesc eu amenda. Nu e vorba de cine plătește amenda, hai să încercăm totuși. Bă, dar e de înțeles. Evident că e de înțeles. Lasă, că nu e de ce ne e vorba aici. Da. Când vezi fiul ignorat, când horcăie, când geme a moarte, iar pe ei îi freacă grija de nu știu ce rahată CNP-ul. Păi, idiotul! Nu-l dă fără CNP, dacă era un om al străzii fără acte, nu-l duceau la spital? Poftim? Dacă era un om al străzii, fără acte, nu-l duceau la spital, îl lăsau acolo? Fiți convins de asta. Iertați-mă, dar... A?
Era... Faptul că lipsește... Vă rog. Partea cea mai importantă între început și sfârșit, nu se vede intervenția, nicăieri nu se vede intervenția, nici pe camera aia lor de corp, nici pe camerele din jur, nici în filmările private, nici nimic. Dumneavoastră nu vă spune nimic? Ce Dumnezeu e asta? E o conjurație, o conspirație? Nu! Este rezultatul muncii acestor nenorociți de milițieni care bagă spaima în oameni, cărora le e frică să dea declarații, cărora le e frică să arate imagini, pentru că e imposibil. Sunt trei blocuri de jur împrejurul acelui parcări în care ei i-au omorât singurul copil. L-au omorât. Pur și simplu i-au coborât în stradă niște jocuri violente pe care le aplică asupra oamenilor. Aceia care sunt expuși, sunt vulnerabili. Aia pe care ei cred că nu-i caută nimeni. Și atunci, hai să-l vânăm, hai să ne jucăm, hai să-l omorâm, că nu-l caută nimeni pe prostul ăsta. Și încă ceva. Vă rog. Părerea mea. Noua deviză a acestei miliții este hai să-i omorâm pe drogați. În loc de siguranță și ordine, acum este să-i omorâm pe drogați. Pe alea 2 milioane de drogați pe care le-a descoperit otantii de la justiție. Otantii de la justiție a numărat 2 milioane de drogați. Dar nu știu de unde a avut acces la statistica asta, dar pare bine informată. Am auzit-o cu urechile mele. Și eu. Spunând la televizor. Nu mai țin minte pe ce canal, pe unde Dumnezeu... Da, e important. Am auzit-o toți, domnul Giosu. Exact. Iar miliția română s-a hotărât să elimine consumul de droguri, știți cum? Omorând consumatorii, pentru că au un geniu acolo, venit nu știu de unde, din ce galaxie de manager, eu de ăștia, nu știu care. Dom'le, dacă... Dumnezeule, dacă reducem, dacă omorâm consumul, omorâm și cererea și oferta. Deci reducem cererea, reducem oferta. Și atunci au dat ordin de zi pe unitate la miliție, omorâți-i pe consumatori. Eu îmi spui mântătoare, numai ipoteza care putea cine să se gândească. Păi spuneți-mi care e motivul pentru care îi vânează și îi omoară, îi bate până la moarte pe toți aceștia care au un comportament altfel, care pare de... Nu contează. De drogați, că așa le place lor să spună. De drogați, de bețivi, de... Apropo, când încep ăștia să-i omoare pe fumător? Că este un drog. E legal, dar e drog. Așa că aveți grijă când fumați pe stradă. Că nu se știe când schimbă strategia. Și eliminăm și consumul de țigări. Iertați-mă. Nu aveți de ce să vă cer scuze. Nu, iertați-mă vis-a-vis de posibile amenzi. Vă rog să le trimiteți la mine. Stați, domnule, liniștit, că nu despre asta este vorba. Reușim să supraviețuim. Au încercat alții, negătuie financiar. O să supraviețuiesc și eu după ce m-am îngropat singurul fiu. Dar o să supraviețuiesc pentru că... Până unde sunteți dispus să mergeți, domnul Giosu, în căutarea dreptății? Până la capăt. Până la capăt. Până când nu mai am nicio resursă. Până când nu mai am niciun pic de... Până când nu mai pot respira. Până când o să gem ca el, jos. Înconjurat de niște criminali incompetenți. Pentru că sunt și incompetenți, nu doar criminali. Sunt pur și simplu niște criminali incompetenți. Nu știu, aveam mai multe de spus, cred, dar în fața acestor imagini pe care n-am îndrăznit să le vizionez până acum, nu mai am ce să comentez. Vă rog, dacă mai aveți puterea, mai rămâneți un pic împreună cu noi. Mai rămân, că n-am altceva de făcut decât să vă plângeți copilul. Domnul avocat, înțeleg că organul de anchetă proprie, cum ne tot anunță poliția, respectiv procuratura în Tribunalul București, refuză să-i audieze pe domnii de la Smurt, care au venit așa mai încetișor și și-au prins și o țigară până să mute coletul la universitar. Există și o justificare pentru care... Da,
mi s-a comunicat, de fapt... Și care l-au și dus, de altfel, într-un final la universitar și l-au plasat acolo, în, pe burtă și cu cătușele la spate. Mi-a fost comunicat pe mail, atât mie cât și tatăle meu, doar de o ordonanță prin care mi s-au dat cunoștință refuzul, respingerea cererii de administrare de probe și acum fac referire la cererea de a fi audiații paramedicii care au fost pe autoutilitara Zmurd în seara aceea, în dimineața aceea, precum și vizionarea camerei cu care este dotat autoutilitara Zmurd. Da, să nu uităm că există un comunicat dat de domnul Arafat care a spus că, prin care a informat întreaga țară că toate autoritățile Zmurd sunt prevăzute cu camere de video. Lor fi atât pentru... cu luminile când au venit. Și explicația dânsului a fost că aceste camere au fost montate atât pentru protecția bolnavului care este transportat, cât și pentru protecția din toate punctele de vedere ale echipajului cel însoțesc. Explicația organului de anchetă a fost următorul. Având în vedere că cercetăm comportamentul abuziv al polițiștilor și nici de cum pe cel al paramedicilor, nu există nicio justificare și nu este... Dar n-ar putea să fie și unii și alții implicați în povestea asta? Unii că l-au slăit în bătaie și unii că l-au dus prea târziu la spital? Dar noi investigăm la ora asta comportamentul abuziv al polițiștilor. Într-adevăr, a fost deschis un dosar de ultraj după acest eveniment. Ultrajul mortului împotriva celor 5 oameni ai legii. El era la spital internat când era dosar, l-au chemat la audier, nu? A formulat plângere pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Imediat după acest eveniment, parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5 s-a autosesizat și a solicitat informații cu privire la acest eveniment în cel mai scurt timp și le-au dat un termen mai puțin de 3 ore să se prezinte în fața procurorului cu toate informațiile privind acest eveniment, ocazie cu care parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5 a deschis a început urmărirea penală în REM pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Odată ce Eduard a intrat în moarte cerebrală, așa cum a fost anunțat tatăl său și era conectat și susținut vital la aparate în spital, această infracțiune de purtare abuzivă a fost schimbată ca și încadrare juridică în tentativă la omor. Imediat ce tatăl lui Eduard m-a anunțat că oficial a fost anunțat din spital că Eduard a încetat din viață, eu personal am formulat o cerere, o plângere penală la parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru infracțiunea de omor și chiar chiar mi-am permis să fac să solicit cercetarea sub o încadrare a literei din articolul care reglementează omorul, adică moartea prin cruzimi. Omorul prin cruzimi. Plângerea noastră a primit un număr de dosare, într-adevăr, nu pot să neg acest lucru, care a fost conexat la dosarul... Deci acum e un dosar pentru omor? Este un dosar pentru omor. Bun, da? Doamnă, dar atâta vreme... Am și eu o întrebare și o informație și vreau să o confirm cu dumneavoastră. Este adevărat că parchetul a solicitat secției 17 bodycam-urile, imaginile și așa mai departe și comandantul secției 17 a dat în scris că nu există imagini de pe bodycam-uri? Da, în dosar de urmărire penală chiar nu pot să vă... Păi iertați-mă, și imaginile astea de unde sunt, dacă nu după bodycam? De pe bodycam. Da. Deci să înțeleg că comandantul secției 17 a dezinformat voit sau nevoit organul de anchetă? Voit sau nevoit? Într-adevăr. Ce spuneți, domnul Josu? Nimic. Fiul meu agoniza și pe ei îi freca grija de CNP. Da, erau foarte ocupați cu CNP-ul. Ramona, ești mamă de copii. Nu, indiferent cum era copilul ăla, că era drogat, că nu era drogat, că era plecat din punct de vedere psihic, habar n-am, era lovit de o criză subită și fără explicații. Nu, repet ce o spun ca un demen de o săptămână. În țara asta nu s-a dat în colegie să omorâm drogații. Sper să nici nu se dea cât trăiesc eu. Să sperăm și nu cred că se poate întâmpla. Ramona, deci, pe mine m-a frapat lipsa de umanitate a celor care erau acolo. Că erau incompetenți. Că năroada aia și-a dat singură cu spray în nas. Aia e, atâta poate miliția română la ora actuală. Da. Nu dau măcar compasiune. Erau pe
râdeau la un moment dat. Erau, da. Râdeau, fumau. Ei au uitat pentru un moment. Păi cu fumat, eu pot să o înțeleg. Da, poate că erau și mult și stresați și nervoși. Okay. Da. Au uitat că e de datoria lor să-l protejeze și pe el, și pe cel recalcitrant. Da. Indiferent în ce situație se află, oricare dintre părți este cetățean român și trebuie protejat. Da, ei au uitat. Asta e misiunea lor legală. Exact. Dar vedeți, eu mă pun acum și în pielea cetățeanului care se uită la aceste imagini și care probabil că își face cruce și zice: Doamne, ajută-mă să nu am vreodată nevoie de ăștia. Pentru că dacă sau ne uităm... Sau să mă întâlnesc cu ei. Da. Pentru că dacă ne uităm la aceste imagini, dincolo de lipsa de empatie, de lipsa de grijă, de această sfidare efectivă a stării în care se afla acest copil tânăr, ne lovește într-adevăr incompetența. Și dovezile, încă o dată, dovezile unui stat nefuncțional... Reavoință. Eu pot să înțeleg pe unul că e prost, dar nu că e ticălos. Domnul Ciutacu, ar trebui totuși să ne întrebăm... Ce să ne mai aceste trebuie, cazuri apar și ne confirmă încă o dată și încă o dată și încă o dată că poliția română nu e pregătită, că poliția română nu e trăinuită. Da? Tinerii ăștia, polițiștii aceștia merg acolo la, în acțiune, că probabil nu pleacă de acasă cu gândul să omoare sau să bată pe cineva. Pleacă, dar sunt totalmente nepregătiți. Nu știu cum să acționeze. Aș vrea să spună tot punctul de vedere, Vladimir. Nu știu, mie mi se pare oribil că lipsesc acele minute de pe orice filmare. Mie, și personal, mă lasă, nu se indignează, mă lasă să mă duc în orice teorie ale conspirației. E treaba mea, dar e vina lor, în primul rând. Și am două chestii. Unu, spune doamna polițist la un moment dat, drogații naibii. Polițiștii ar trebui să știe că drogații naibii pot exista pentru că ei nu-și fac treaba. Și acele rețele de trafic de droguri, care aduc drogurile și le vând acestor drogați, există pentru că voi nu vă faceți treaba. Eu sunt curios, eu dacă sun la 112, știți, când sun la 112 și anunț o urgență, o problemă, că vine unul și dă în cap, că e unul care se aruncă, cei de la 112 cer toate datele. Și dacă când tu intervii, tu te oprești înainte de a identifica persoana vinovată sau persoana care creează probleme, să-i cere lui datele pe bulet, să le notezi ce ne-au și datele. Am văzut că s-a făcut o plângere de ultraj sau o anchetă de ultraj. Ultraj împotriva propriei persoane poți să faci, că dai cu, dai cu spray ție și colegilor. Ai putea să faci, că nu știu, întreb. Deci e o debandadă mai mare decât aici n-am văzut. Și mai am un singur mesaj pentru ministrul de interne, șeful Poliției României. Ei trebuie să înțeleagă și sper că înțeleg că autoritatea poliției vine pe lângă legislație din respect și încredere. Imaginile cu trei polițiști fumând lângă un om încătușat care agonizează duc la orice, la dispariția oricărei urme de respect. Și dacă vreți ca populația să nu mai aibă încredere deloc, amintiți-vă ce s-a întâmplat în Statele Unite în momentul în care populația și-a pierdut orice urmă de încredere în poliție. Dacă vreți să ajungeți acolo sau în Franța, acoperiți astfel de cazuri. Domnul Petrescu, vă rog. Nu știu, acum avem tendința foarte păgubosă de a anatemiza, că drogații, folosim cuvinte pe care probabil ar trebui să le folosim cu mai multă responsabilitate. Cât timp trăim într-o societate modernă, traficanții de droguri trebuie să primească pedepse, persoanele care consumă droguri trebuie să primească tratament. Nu pumn, nu picioare în cap, nu dacă el dă, să spunem că persoana poate lovi. Datoria polițistului e să îl imobilizeze într-un mod prin care să nu-l rănească. Că nu e unul la unul care pe care, mai zic că era unul la cinci. Sunt foarte multe semne de întrebare. De ce s-au oprit bodycam-urile? Putem să presupunem. De ce nu există filmări de la alte camere de luat vedere? Trăim în țara în care într-un cartier, dacă se bat doi câini, sunt toți pe geamuri și pe balcoane. Adică dacă mie îmi spuneți că nimeni nu a ieșit la toate luminile alea care luminau cartierul, la claxoane, la țipete, aș vrea să cred că nu este, dar îmi e teamă că asistăm la o mușamalizare puțin organizată. Când dispariția acelei părți din film, mie nu mi se pare o cameră oprită și repornită, ci mi se pare cu totul altceva. Tăiat!
Cineva spune că a fost o ședință operativă la a doua zi și că acolo este cheia întregii povești. Hei, poate aflăm ce s-a discutat la ședința operativă, domnule. A cerut audierea tuturor. A cerut audierea tuturor? A cerut audierea, încă n-am primit răspuns din partea parchetului. Poate vă răspunde parchetul. Luăm o scurtă pauză, domnule, după care revenim spectaculos cu o ediție specială cu Dana Budeanu, studioul România TV, în mod absolut incendiar. O veți vedea pe Dana așa cum nu ați mai văzut-o. Dana e de mască în această seară pe drogații din politică, apropo de anatemizările de care vorbea domnul Petrescu, și ne dă indicii privind înlocuitorul lui Iohannis la Palatul Cotroceni. Încep arestările, ce a aflat Dana Budeanu și probe cheie distruse de un incendiu, mână criminală sau pur și simplu neghiobie. Dana Budeanu anunță că le dă rochii lui CTP și lui Tolontan și comentează bătaia lui Simion și violul de la aur. Rămâneți, domnilor și domnilor, merită.